Aproximativ 100 de pensionari au depus zilnic în fiecare sector al capitalei contestații la deciziile de recalculare a pensiilor. Directoarea Casei de Pensii București a precizat că principalele nemulțumiri au vizat stagiul de contributivitate și punctele suplimentare acordate celor cu stagii de cotizare mai mari de 25 de ani. În ultima perioadă, casele de pensii au înregistrat și o creștere a solicitărilor, întrucât unii vârstnici vor beneficia de pensie mai avantajoasă pe vechea lege. De când s-au emis deciziile și transmis către poștă din 16, aproximativ 100 de pensionari pe sector. Noi funcționăm cu 6 sectoare în area administrativ-teritorială a sectoarelor. Au venit aproximativ 100 de persoane pe zi, zilnic. Am făcut o medie. Deci sunt variabile, fiind la prânz mai mulți, dimineața mai puțin, dar cam 100 de persoane pe aceste spețe. În general au reclamat stagiul contributiv, necontributiv, au avut neînțelegeri referitoare la modul de calcul și la punctele de stabilitate acordate pentru stagiul contributiv. Deci acestea au fost problemele pe care dânșii ni le-au semnalat, neînțelegerile pe care ni le-au pus. După cum probabil ați observat și dumneavoastră în ultimele săptămâni, mă rog, sau în ultima săptămână, numărul de beneficiari care se adresează caselor de pensii este mult mai mare față de săptămânile precedente, odată datorită faptului că au primit aceste decizii, dar trebuie să ne gândim și la faptul că cei care se pensionează conform legii 263, legea în vigoare, deci astăzi ar fi ultima zi de depunere a dosarelor, beneficiază de indice de corecție. Indice de corecție care este de 1,41, indice care nu va mai exista conform legii în vigoare și ar fi posibil ca pensia stabilită pe legea 263 să fie mai avantajoasă decât cea pe legea 360.